Propun să începem. Avem o parte din colegi în online. Marea majoritate sunt în sală. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna octombrie. Domnule președinte, vă rog, preluați conducerea. Bună ziua, stimați colegi. Prezenți și stimați colegi în online. Vă propun, că am studiat punctele pe ordinea de zi, să trecem direct, nu mai citim toate astea în conformitate cu aliniatul. Trecem direct la aprobarea ordinei de zi, la proiectul de ordine de zi de astăzi. Punctul 1. Aprobarea proiectului ordinei de zi a ședinții ordinare din 31.10.2022, adică aprobarea proiectului de ziua de astăzi. Cine este pentru? Cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotriva, în online? Unanimitate. În unanimitate s-a votat aprobarea proiectului de ziua ședinței de astăzi. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2022. Cine este pentru? Avem voturi împotrivă, abțineri, unanimitate de voturi, s-a votat și punctul numărul 2. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 6.10.2022. Cine este pentru, vă rog? În online, dacă avem voturi împotrivă, abțineri. S-a votat în unanimitate de voturi și punctul numărul 3. Punctul numărul 4. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 15.10.2022. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri? Trecem la punctul... S-a votat în unanimitate și punctul numărul 3. Punctul numărul 5. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.10.2022. Cine este pentru? Abțineri sau voturi împotrivă? S-a aprobat în unanimitate și punctul numărul 5. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2022-2023 în orașul Dormănești, județul Bacău. Domnul primar, dacă aveți ceva de... Câteva precizări, am vorbit și pe comisii. Programul operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2022-2023 reglementează modul în care vom interveni în perioada sezonului rece pentru dezăpezire. Am făcut precizarea și la comisii că dezăpezirea o facem în regie proprie, cu baza auto pe care o avem la dispoziție și spuneam că avem două autobasculante cu lamă și sărăriță, buldoescavator cu lamă și sărăriță, tractor echipat la fel, lamă, sărăriță, vol autogreder și așa mai departe. În bază avem 1000 de tone de nisip ca material antiderapant și 100 de tone de sare. Pentru fiecare stradă și pentru fiecare zonă am alocat un număr de utilaje și câte un responsabil. Și în anii anteriori, tot ce ține de dezăpezirea în sezonul rece a fost asigurat în regie proprie de către primărie și sperăm că și anul ăsta ne vom achita de sarcini. Dacă sunt întrebări, dacă nu, mulțumesc, avizele au fost luate. Punem la vot punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru, grăsul? Voturi împotrivă sau abținerea, nu? În unanimitate de voturi s-a votat. Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre primind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2023. Ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416/2001. Domnul primar, aveți ceva de precizări? La fel, în fiecare an aprobăm prin hotărâre de Consiliu planul de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești privind activitățile prestate de către beneficiarii de ajutor social. În anexa 1 la proiectul de hotărâre avem detaliat obiectivele specifice, acțiunile și măsurile
pe care le vom întreprinde cu beneficiarii de ajutor social, termenele de realizare în funcție de anotimp, resursele alocate și, sigur, responsabil pe fiecare obiectiv. Spuneam că și acest proiect de hotărâre este repetitiv. În fiecare an venim și aprobăm acest plan de acțiuni și lucrări de interes local, în așa fel încât în fiecare zi știm cum sunt alocate resursele umane care beneficiază de legea 416. Dacă aveți întrebări, dacă nu, mulțumesc, vă rog, domnul președinte. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri? Nu. Unanimitate de voturi, s-a votat și acest punct de pe ordine de zi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Dărmănești, județul Bacău. Domnul primar, aveți precizări? Aș vrea să fac câteva precizări legate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli. Spuneam pe comisii că în baza hotărârii de guvern UAT Oraș Dărmănești i-a fost alocată suma de 300.000 de lei. Mai avem o creștere din taxe și impozite de 93.000 de lei. Această sumă de 300.000 de lei este alocată în special pentru plata lucrărilor pe care le avem la proiectele cu fonduri europene, deci plata pentru investiții. Parte din acești bani sunt alocați și pentru cheltuieli de funcționare și în mare am vorbit despre banii pe care i-am alocat pentru învățământ. Este o rectificare pozitivă. Sperăm să reușim până la sfârșitul anului să ne achităm de toate sarcinile pe care le avem și în special aici mă refer la plata utilităților. O să o rog foarte pe scurt pe doamna contabil Șef să ne facă câteva precizări pentru că am avut detaliat pe comisii, da? Vă rog. Propunem aprobarea unei creșteri pe partea de venituri, de ce ziceați dumneavoastră, cu 393.000. Banii provin din acea ordonanță de urgență, hotărâre de guvern și din impozite pe teren, o creștere de 86.000. Iar la parte de cheltuieli, la parte de investiții, din aceștia 147.000 au fost alocați, să se spună mare pe partea din investiții, pentru reparații capitale la pavilionul recuperare Corp C3 la spital, 67.000, extindere rețea de apă în cartierul Brătulești, 20.000 și studii și proiecte 100.000. Au mai fost luați din partea de extindere rețea gaze la Poș, 40.000 pentru partea de studii și proiecte. Pe Sursa E avem tot așa o creștere de 16.000 din venituri din prestări servicii, chirii, închirieri, așa, iar în partea de cheltuieli aducem o modificare pentru 25.000 pentru reparații cămin cultural la Poș. Pentru ce am discutat noi, instalația electrică la căminul cultural la Poș. Mulțumesc, Monica. Dacă aveți întrebări, dacă aveți ceva completări, fac eu precizarea că începând din luna octombrie, contabil șef este doamna Nădejde Monica, prin preluare de atribuții prin dispoziție de primar, pe o perioadă limitată de 6 luni, odată cu ieșirea la pensie a doamnei contabil șef Mireuță Ifrim Eugenia, căruia îi mulțumim pentru colaborare, pentru felul în care timp de mulți ani a reușit să coordoneze activitatea serviciului de impozite și taxe și sigur că am reușit împreună să facem acele investiții de care comunitatea avea nevoie. Mulțumesc, domnule președinte, vă rog. Supunem la vot proiectul numărul 9. Cine este pentru? Numărul 8. Rectificarea de buget. Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri? Nu. Avem în unanimitate de voturi. Trecem la punctul 9 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea partizării locuințelor construite prin ANL situate în orașul Dărmănești. Dacă aveți precizări, domnul primar? Spuneam și pe comisii că în fiecare an
avem trei hotărâri de adoptat, hotărâri care țin de blocurile ANL pe care le avem. Una dintre hotărâri se referă la lista de repartizare a locuințelor, una se referă la lista de priorități și cealaltă la costul pe care trebuie să-l plătească cei care solicită o locuință ANL. În cazul de față, aprobăm lista de priorități conform anexei 1. Spuneam că în fiecare an, în luna octombrie, începutul lunii octombrie, UAT Oraș Dărmănești solicită celor care beneficiază de o locuință sau care vor să beneficieze depunerea unui dosar, sunt niște documente care sunt prevăzute de lege. Avem o comisie care evaluează fiecare solicitare. În cadrul comisiei respective, conform regulamentului pe care îl avem aprobat și conform legislației, se stabilește un punctaj și așa mai departe. În cazul de față, aprobăm lista de priorități conform anexe 1. Dacă aveți ceva întrebări, dacă aveți ceva nelămuriri, dacă nu, supuneți la vot. Nu supunem la vot. Cine este pentru? O abținere. O abținere, da. O abținere, Cotfaz Mihai. Da. Dacă avem voturi împotrivă, trecem la punctul 10 până în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin ANL, situate în orașul Dărmănești. La fel în acest proiect, dacă în primă fază aveam o listă cu priorități, în cadrul hotărârii de față aprobăm lista de repartizare. Practic, între lista de priorități și lista de repartizare e similitudine. În cazul listei de repartizare, fiecare solicitare, fiecare cerere, fiecare dosar, fiecărui dosar este atribuit și un spațiu locativ, un apartament sau garsonieră. Dacă aveți întrebări, mulțumesc, supuneți la vot. Aprobarea listei de repartizare. Punctul 10. Cine este pentru? O abținere. Și voturi împotrivă? Deci o abținere, da? Punctul numărul 11 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, ANL, în orașul Dărmănești. Cea de-a treia hotărâre se referă la cuantumul chiriilor aferente contractelor de închiriere, ținând cont de valoarea de investiție a imobililor prevăzută în anexa 1. Și aici legiuitorul reglementează în funcție de vechimea spațiului locativ, de cel care ocupă spațiul locativ, de venit, de vârstă, reglementează, spuneam, cât costă această chirie. Și de asemenea, noi mai spunem aici când încheiem aceste contracte, când intră în vigoare și ce valoare au aceste contracte, ce perioadă. Dacă sunt întrebări, dacă nu mulțumesc, supuneți la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? O abținere. Cotfaz Mihai, da? Mergem mai departe. Punctul numărul 12 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu în vederea cumpărării imobilului teren în suprafață de 511 metri pătrați cu numărul cadastral 61.620, având categoria de folosință curți construcții, situat în strada Energiei, numărul 47, orașul Dărmănești, de Tulbacă. Dacă aveți precizări, domnul primar. Da. Așa cum am spus și pe comisii, suntem în plin proces de construire a unei săli de sport la Liceul Tehnologic Dărmănești. Sala de sport are ieșire în strada Energiei. Terenul pe care se construiește această sală de sport a fost pus la dispoziție de UAT Oraș Dărmănești, dar pentru a avea o parcare mult mai generoasă pentru profesorii de la Liceul Tehnologic și cei care vor beneficia de viitoarea sală de sport, propunem achiziționarea unui teren în imediata vecinătate a proprietății Liceului Tehnologic, în suprafață de 511 metri pătrați, care astăzi este proprietatea
doamnei Sândulescu Miluța. Pe acest teren de 511 metri pătrați, noi am făcut un raport de evaluare, am avut o discuție cu proprietarul terenului care și-a manifestat intenția de a-l vinde și intenția noastră, dacă vom deveni proprietari, este să amenajăm o parcare care va, eu știu, rezolva problema, va deservi undeva în jur de 50-60 de locuri de parcare pentru, în special pentru liceul tehnologic. Nu aveam unde să facem o parcare și una din intențiile noastre era în interiorul liceului, curții liceului, să amenajăm acea parcare. Am văzut că nu era cea mai bună soluție pentru că de multe ori copiii alergau printre mașinile parcate în interior. Și atunci, dacă vom deveni proprietari acestui teren, vom dezvolta, dincolo de faptul că deschidem accesul către sala de sport mult mai și facilităm lucrul ăsta, rezolvăm și această problemă a parcării pe care cei de la liceu au solicitat-o de mai mulți ani. Dacă sunt întrebări... Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, vă rog? Avem voturi împotrivă sau abțineri? În unanimitate s-a votat și punctul 12 de pe ordine de zi. Trecem la punctul numărul 13 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului teren în Travelan în suprafață de 511 metri pătrați, număr cadastral 61.620, având categoria de folosință curs construct, situat în strada Energiei, numărul 47, oraș de Mâna, județul Bacău. Este vorba de acest teren care acum trebuie să aprobăm cumpărarea. Dacă sunteți de acord cu cumpărarea acestui teren. După da. Aici, la fel, câteva precizări. Dacă suntem, eu știu, de acord cu cumpărarea, noi am făcut un raport de evaluare. Astăzi, prin acest proiect, ne însușim raportul de evaluare făcut de un expert autorizat. Am văzut că valoarea acestui teren ar fi undeva la 26.000 de lei. Am avut o discuție cu proprietarul și am spus că putem să oferim la resursa financiară pe care o avem noi maxim 20.000 de lei și să ne ocupăm noi și de plata, eu știu, ce ține de taxele suportate la notar, le suportăm noi. Și vom, după acest proiect de hotărâre, vom solicita tot ce ține de extrase de carte funciară și așa mai departe și dacă vom finaliza tot ce ține de partea de acte, sperăm ca până la sfârșitul anului să achiziționăm acest teren. La momentul ăsta nu avem bani, cred că, în bugetul local alocați, dar până terminăm cu cadastre și așa mai departe, cred că vom mai avea o rectificare și vom pune cei 20.000 de lei. Repet, acest teren este util pentru, în special pentru liceul tehnologic, pentru că vom avea acolo parcare generoasă. Da. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări la acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, s-a votat în unanimitate și acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 14 de pe ordinea de zi este punct diverse. Da. Dacă vreau să scrie... Câteva precizări vreau eu să fac la diverse să și... Un pic, dacă vrea cineva să... Deci nu s-a menționat despre avize, că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi... Deci toate avizele înscrise pe ordinea de zi au avut avize favorabile de la comisiile de specialitate înainte de a intra în ședința, spune domnul secretar. Da? Deci toate avizele au fost luate pe fiecare... Deci toate punctele de pe ordinea de zi au fost avizate și în comisii. Da, câteva spuneam înainte de a se înscrie colegii, câteva lucruri vreau să precizez eu, ați văzut în presă, pentru e necesar să clarific acest lucru, prefectul județului Bacău a făcut câteva precizări legate de proiectul de aducțiune de la baraj Poiana Uzului la stația de la Cărăboaia, cum că noi am fi fost, noi ca autoritate publică, cei care am blocat această investiție. Dacă trebuie să fac câteva precizări, le fac. În primul rând, UAT Oraș Dărmănești susține toate investițiile cu fonduri europene, indiferent cine este
titularul de proiect sau beneficiar. În al doilea rând, vreau să vă spun că începând din 2017 am avut prima solicitare din partea companiei române de apă Bacău pentru acest proiect, CRAB Bacău, și primul traseu propus de cei de la CRAB era prin cartierul Brătulești, pe străzile pe care noi le-am asfaltat. Ca să introducem o conductă de apă brută, care am învățat din practica anilor trecuți, că sunt o grămadă de probleme la aceste conducte, că sunt o grămadă de avarii, creează disconfort cetățenilor și așa mai departe, dincolo de faptul că noi pe străzile respective avem și canalizare și aveam și asfaltare. Îmi aduc aminte că atunci, la acea vreme, am dat un aviz negativ pentru traseul propus de consultant, pentru că acel aviz era dat dintr-un birou de la București sau de unde o fi fost dat, nimeni n-a făcut o vizită în teren, și am propus ca o comisie mixtă formată din reprezentanții ai CRAB-ului, ai consultantului, ai proiectantului și ai UAT Oraș Dărmănești să se deplaseze în teren și să stabilească un nou traseu. În solicitările avute de la consultant, dacă mi-aduc aminte, acest traseu trebuia să fie pe domeniul public. Personal am fost, nu odată, de mai multe ori, cu arhitectul șef și cu această delegație care era numeroasă, de la baraj și până la stația de la Cărăboaia, și am stabilit un traseu care înseamnă drumuri publice. Deci drumuri care aparțin UAT-ului, drumuri mai puțin asfaltate. N-am intrat prin zona asfaltată din Brătulești, ci am intrat în zona de Luncă. Am dat acele aprobări prin hotărâri de Consiliu. Sunt două hotărâri de Consiliu. Este o hotărâre de Consiliu dată în 2018, prin care noi introducem în domeniul public acele trasee, care înseamnă drumuri comunale. Le-am cadastrat, am prezentat proiectantului și consultantului extrasele de carte funciară și așa mai departe. În 2020, cred că s-a făcut proiectul și așa mai, ce au făcut ei, am predat amplasamentul la fel cu acele drumuri pe care noi le-am introdus în domeniul public și care sunt puse la dispoziție și la acest moment. Constatăm cu stupoare că prefectul județului Bacău, dezinformat de cei de la CRAB, ne impută nouă niște lucruri care nu sunt adevărate, cum că noi am aprobat ca anumite porțiuni din această conductă să treacă prin casele unor oameni. Sigur că am făcut și un comunicat de presă în care am dezmințit ceea ce mi s-a spus. Nu știm din ce motive. Proiectantul, repet, fără să respecte acele trasee pe care noi le-am pus la dispoziție, în 5 zone din traseul conducte care are vreo 9 km, a părăsit zona pe care noi am pus-o la dispoziție și de capul lui a stabilit alte trasee. Una din zone este în cartierul de Romi, în două locuri proiectul sau traseul proiectat părăsește drumul public și o ia prin grădinile unor cetățeni. Noi am solicitat și vom transmite o adresă către CRAB să ne spună care au fost considerentele proiectantului și consultantului de a părăsit traseul pus la dispoziție de UAT Oraș Dărmănești și au luat-o prin grădinile unora. Cred că este o lipsă de informare, în primul rând, a proiectului, a prefectului. În al doilea rând, cred că este o lipsă de profesionalism a celui care a proiectat traseul respectiv, pentru că avea un traseu intabulat și el trebuia să se încadreze acolo, sau dacă a constatat că trebuie neapărat să schimbe acel traseu, deși în proiect spunea că se va implementa proiectul doar pe trama stradală, trebuia să vină cu niște planșe să ne justifice de ce schimbă traseul și prin aprobarea noastră dădeam voie să schimbe traseul. N-a luat nimeni la cunoștință de solicitări de genul ăsta și, vezi, Doamne, poate incompetența unora încearcă să o transfere către noi. Din punctul nostru de vedere, ca și autoritate publică deliberativă, ne-am asumat de toate sarcinile, am răspuns la timp, am dat acel traseu, l-am intabulat pe banii noștri și pe cheltuiala noastră. Nu știu ce probleme au găsit dumnealor, dar, repet, este, din punctul meu de vedere, o
informare precară a prefectului județului Bacău de către cei de la CRAT. Și i-am rugat să vină să vadă în teritoriu unde e drumul, unde e proiectul. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări? După ce ați dat comunicatul, care a fost reacția? Deocamdată nu zice nimeni nimic, nu știu, dar repet, la momentul ăsta conducta sau firma care implementează proiectul ăsta lucrează, nu avem niciun fel de probleme, în zona unde lucrează nu sunt devieri de la traseu. Da, cred că vreo 100 și ceva de metri de conductă deja au făcut-o, dar vreau să vă spun câtă dezinformare și dezinteres din partea unor autorități care ar trebui să fie prezente aici sau a unor, în special la beneficiar. El trebuia să fie în teren să vadă pe unde se introduce. Nu am împiedicat noi cumva, am susținut, am răspuns. Este un dosar de corespondență de câteva peste 100 de pagini. La fiecare solicitare am fost primii care am răspuns, dar, repet, pentru că noi, autoritatea publică locală, decide ce investiții are, unde le face, ce restricții sunt, pentru că sunt niște restricții fantastice după introducerea unei astfel de conducte pe traseu, ne rezervăm și dreptul de a decide pe unde trece acea conductă. Pentru că dacă cetățenii noștri vor să se mai dezvolte în zona respectivă, cu siguranță nu pot, pentru că au stânga-dreapta acele restricții după ce se implementează proiectul. Mulțumesc foarte mult, vă doresc... Și eu ceva de spus. Vă rog, vă rog. Da, în primul rând a început o discuție colegii noștri cu Cotfaș și eu chiar mi-am notat de mai mult chestia asta. Branșamentul la aducțiune de apă, adică dacă vrei să te îmbranșezi pentru apă. Noi avem, băgat noi o conductă pe banii noștri, Consiliul Local cu Primăria, la Sălătruc, sau Brătulești, este într-adevăr 1050 de lei. 10 milioane 500 în bani vechi. Vreau să vă răspund este și aici. Este extraordinar. Și... Mulțumesc, am înțeles. Este am înțeles extraordinar de mult și după ce că nu e investiția proprie a crabului, mi se pare ieșit din comun. Și atunci degeaba noi investim ca să ducem apa la poarta cetățeanului, el nu-și permite, are o pensie de 700 de lei, nu-și permite să dea 1000 și ceva de lei ca să branșeze. Și exact ce spunea Mihai, te pune să-ți sapi groapa, să-ți cumpere apometru, adică nu mai face, spune sigilul. Nu avem o treabă cu muncitorii de la CRAB care fac chestia asta. Asta e politica firmei CRAB. În afară de faptul că noi suntem aia care dăm apa la Bacău, adică barajul este pe teritoriul Dărmăneștiului și crabul trebuia să fie la Dărmănești, nu la Bacău, nu cred că e logic să plătim așa sumă. Dați-mi voie să vă răspund. În primul rând, costurile sunt foarte mari și nu se justifică. Pentru că acele taxe de 1000 de lei pentru racord la apă sau canalizare ce avem noi acolo sunt foarte mari în condițiile actuale și am să solicit scris companiei de apă să justifice de ce prețurile sunt atât de mari în condițiile în care cetățeanul își ia toate echipamentele. Al doilea punct foarte important. Există o axă de finanțare pe PNRR care spune că putem să ne racordăm gratuit la apă și la canalizare în condițiile în care în regim de urgență fiecare cetățean care are un venit pe membru de familie mai mic de salariul minim pe țară, adică 2550 de lei. Deci dacă un cetățean are venitul net mai mic de 2550 pe membru de familie, adică în proporție, cred că de 80% din Dărmănești sunt în situația asta, dacă sunt 4 membri în casă și are venit de 9000 și ceva de lei net, se încadrează. Deci 2550 de lei de membru de familie. Să vină în regim de urgență la primărie, pentru că noi depunem o aplicație în parteneriat cu CRAB-ul, titular de cerere de finanțare este CRAB-ul și ne-a cerut, noi am dat și un anunț pe cablu, toate persoanele care se încadrează la acest capitol al venitului și care nu sunt astăzi racordate la apă sau nu sunt racordate la canalizare, să vină în regim de urgență la primărie, la serviciul asistență publică la domnul director Popa Cristi, să semneze că este de acord ca noi, în numele cetățeanului, să depunem această aplicație, să o transmitem către CRAB și CRAB-ul să
aplice la această axă. Cred că este până pe 2 noiembrie deschisă aplicația asta. Noi am scos, avem situația cu lista cetățenilor care se încadrează, dar nu avem semnătura stânga-dreapta. Deci rugămintea mea în regim de urgență. Aceste sume de bani sunt din fonduri europene, nu costă nimic cetățeanul, da, este vorba de 1000 și ceva de euro alocat pe fiecare, pe fiecare familie în parte, și acolo unde avem canalizare și nu sunt racordați cetățenii, fac solicitarea și pentru canalizare, unde avem doar apă, fac pentru apă. Deci în cartierul Sălătruc, Plopu, Păgubeni nu avem canalizare, deci acolo nu avem ce discuta de canalizare. Dar poate sunt cetățeni care nu s-au racordat la apă și să vină în regim de urgență să se solicite. Deci de ce suntem presați de data asta de 2 noiembrie? Pentru că aplicația se deschide, cred că pe 8 sau 5 noiembrie. Și se deschide pe 5 noiembrie și este pe principiu primul venit, primul servit. Deci cu cât mai repede depunem această solicitare către CRAB, cu atât mai repede putem sau avem șanse să obținem finanțare. Deci încă o dată, deci limita de venit este venitul net să fie maxim cât salariul minim brut pe țară, 2550. Deci cei care aveți venit net pe membru de familie mai mic de 2550 de lei, sunteți eligibili, adică puteți solicita gratuit racordare. Numai că trebuie să avem acceptul dumneavoastră. Și colegii mei la asistență socială au pregătit cu nume și prenume fiecare titular de rol agricol, că titularul de rol practic depune cererea asta și doar trebuie să avem semnătura dumneavoastră, nu putem noi să semnăm în locul dumneavoastră. Deci cei care sunteți acasă și care doriți să beneficiați de lucrul ăsta, până pe 2 noiembrie vă rog să veniți la primărie, să semnați, durează exact un minut, să vă dați acordul pentru a depune noi în numele dumneavoastră această aplicație. Sunt cetățeni care nu sunt acasă. Cetățenii care nu sunt acasă pot trimite în puternici pe cineva, dacă nu, s-a închis axa și nu pot beneficia. Deci cei care nu sunt acasă... Nu. Am dat anunț pe site-ul primăriei, vom încerca să trimitem și poliția locală, dar nu știu cât... Da? Deci toți cei care văd această ședință sunt rugați să vină la primărie. Da, știți ce vă vreau să... Joia, în zona târgu, nu se respectă parcările și mulți... Nu se respectă multe și în joia, vedeți că noi în fiecare joi facem niște acțiuni cu poliția locală, poliția națională și nu numai, pentru a respecta tot ce ține de neregulile de întârg. Circulația foarte mult din cauza că nu se respectă. Și ca propunere pentru viitor, la grădinița cu program prelungit în zona poștei. Da. Trebuie niște semnalizări din grădinițe copii, dar pe viitor probabil ar fi bun un girator și acolo și pe la drumul național, la bază. Cred că ar fi de preferat un girator. Acolo, în zonă. Da. Cum? Notează acolo, atenție copii. Dacă mai sunt ceva întrebări, mulțumesc. Vă rog, domnul Marea. Aveți cumva cunoștință de vreo dispoziție de la mediu cu privire la conductele care au rămas îngropate și nu mai sunt în funcțiune, mai mari în diametru de 600? Nu. Dispoziție la ce? Vreo adresă sau ce? Că vor trebui recuperate? Știu că anul trecut fosta rețea de apă brută care pleca de la baraj la Bacău din tuburi Premo, proprietar fiind primăria municipiului Bacău, a fost scoasă la licitație, nu știu ce a fost, de către, cred că de primăria municipiului Bacău, să fie acele tuburi recuperate. Și au venit și pe la noi niște indivizi care voiau să scormonească pe aici prin zonă și am cerut acolo unde sunt pe proprietățile private să negocieze cu proprietarul, nu să-i strice terenul și după aia. În rest, noi nu avem nicio hârtie. S-au scos pe zonă, da, paralel cu calea ferată de zona Vermești, spre Vermești. Am auzit o discuție referitor la conducta de gaz în zona Dărmăneasca. Știți că ea a fost deviată. Da, da. Iar vechea conductă urmează căile de acces. Deci noi avem o hotărâre de Consiliu care reglementează intervenția pe domeniul public.
toți cei care vin să solicite ori tot felul de așa, trebuie să fac o adresă scrisă la noi, trebuie să vedem pe unde, ce și cum. Au mai venit niște firme care voiau să recupereze cablul de fibră optică a nu știu cui. Și când au aflat cât trebuie să plătească pentru refacerea terenului, s-au lăsat pe gubaci. Adică nu avem nimic concret. Acolo conducta, parcurge căile de acces. Deci, oricine solicită așa ceva, trebuie să facă scris la noi și să ia avizul și să... Da, nu, nu avem nimic. Să nu scrie cineva la cuvânt? Domnul Vă rog, Balaș. Domnul Balaș. Vă rog. O anumită persoană, dar se trece de taxe locale pentru serviciile efectuate. Mi-a spus că așa ceva nu cred că se întâmplă la Târgănești. Și dacă puteți, nu știu. Deci, pentru servicii neefectuate, eu nu am niciun fel de cunoștință că există vreo hotărâre care să perceapă vreo taxă. Da. Mai departe... Da. Dar poate că sunt unii care interpretează în fel și chip. De exemplu, dacă e vorba de salubritate, noi avem o problemă care sună cam în felul următor. 20% sunt oameni serioși și își plătesc taxa în funcție de numărul de oameni care sunt la adresa respectivă și 60, 70, 80% spun că ei nu scot gunoi. În fiecare lună, operatorul de salubritate încarcă de la Dărmănești vreo 150 de tone de gunoi, dar nimeni nu le scoate. Am trecut pe la porțile cetățenilor și avem o campanie, am mai avut-o noi, fiecare cetățean scoate la poartă de nu se poate. Mai ales că o parte din cei care scot la poartă gunoi respectiv n-au declarat nimic la impozite și taxe. Deci avem aici o problemă de seriozitate a unora dintre noi. Știți ce, domnul primar, bănuiesc că e vorba despre aia care locuiesc nimeni în străinătate, dar au o casă, dar nu locuiește nimeni. Da. Și acolo se plătește, este o hotărâre de-a noastră? Se plătește... Poliția locală își notează și să știți că mai avem o problemă. Există o casă cu proprietar, cu rol, așa avem hotărâre de așa. Plătește pentru cetățean. Da. Mai e o problemă, să știți că noi la groapa de gunoi ducem gunoi menajer. Gunoiul menajer înseamnă gunoiul care rezultă de la noi din bucătărie ce avem acolo, nu înseamnă gunoi menajer nici cocenii din grădină, nici bălegarul de la vaci sau de la porci, nici măturatul prin ogradă, nici deșeuri din demolări, nu înseamnă asta. E vorba de gunoiul menajer. Iar separat avem gunoiul sau, eu știu, materialul reciclat, colectarea selectivă, care e altceva. Ei, acești colegi de-ai noștri din cadrul poliției locale verifică și ce avem noi în acele containere, pentru că de foarte multe ori nu scoatem gunoi menajer. Și când mașina care colectează la Dărmănești ajunge la groapa de la Bacău, avem o problemă. Pentru că cei care sunt la groapă se uită ce aduc de la Dărmănești. Dacă găsesc altceva decât gunoi menajer, întoarce mașina înapoi. Și de-aia noi trebuie să mergem pe gunoiul menajer, nu mergem pe altceva. Da. Da. Mulțumesc și... Dacă nu mai sunt discuții, închidem ședința de astăzi. Vă mulțumim pentru participare.